Ce mesaj ați transmite dumneavoastră, să zicem, românilor, dar mai ales celor din Suceava, în condițiile în care acum 6 luni transmiteați un mesaj în vizita dumneavoastră la Spitalul Județean, prin care apreciați activitatea managementului spitalului și activitatea administrației locale, iar drama a făcut ca după 6 luni, din cauza acelui manager sau acelui management al spitalului, au murit oameni. Ce mesaj le transmiteți? Mesajul pe care l-am mai transmis și pe care, sigur, pot să-l repet, am fost în Suceava nu doar odată, am fost de mai multe ori. Este un oraș în plină dezvoltare, cu oameni harnici care vor să ducă o viață bună. Faptul că s-a ajuns cu acest oraș în carantină are foarte multe cauze, cu siguranță și un management probabil defectuos al acestei epidemii. Nu trebuie să mergem înapoi cu ani de zile să vedem, poate au fost, poate n-au fost probleme, dar această epidemie nu a fost bine manageriată. Au avut în Suceava foarte mulți români veniți din afară în această perioadă, chestiune care iarăși a contribuit la un număr mare de îmbolnăviri. Sucevenilor le spun lucruri simple. Respectați indicațiile autorităților ca să scăpați cât mai repede de această epidemie. Președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre muncitorii care în această perioadă au plecat la muncă în străinătate, inclusiv din zona carantinată instituită în municipiul Suceava și localitățile limitrofe. Șeful statului a recunoscut că au fost greșeli de organizare și a afirmat că cei care au greșit trebuie să plătească. A apărut în ultima săptămână o întreagă discuție despre miile de români, muncitori români plecați la muncă în Germania, în Austria. Dacă știați despre felul în care autoritățile urmează să gestioneze această situație și mă refer la acele măsuri care au lipsit cu dezăvârșire, cele medicale de distanțare, au plecat claie peste grămadă, fără măști de protecție, fără să fie verificați din punct de vedere medical și inclusiv din zone carantinate, cum este Suceava. Dacă ați știut despre această situație sau cum o vedeți în momentul de față? Oamenii care pleacă, sezoneri, majoritatea pleacă fiind sub contract din partea unor agenți economici, nu sunt organizați de stat, cum se spune. Este alegerea lor și probabil va trebui să ne gândim bine cum putem să le oferim un viitor în România, ca să nu mai fie obligați să plece la munci agricole în alte țări. Însă, se pare că la început au existat probleme organizatorice. Pe parcurs, ele au fost remediate, dar este clar că la început au fost greșeli și cei care au greșit vor trebui să plătească. Au fost greșeli de organizare.